o perioadă lungă de timp n-ai mai apărut la televizor, nici interviuri prea multe. Ai încercat să te retragi. Cam asta a fost mesajul pe care l-ai transmis. Am făcut o pauză, într-adevăr, pentru că am făcut un burnout foarte grav. În momentul în care mi-am dat seama că sunt foarte rău, foarte, foarte rău, adică la modul că au fost luni în care mi-era greu să mă ridic din pas, mă duc până la baie, nici vorbă de ieșit din casă sau lucruri de genul. Mi-am dat seama la un moment dat și am apelat la ajutor de specialitate. Eu personal cred, și deci am discutat cu doctorul, cred că am dus pe picioare poate niște zeci de ani. Zeci de ani. Da, era o depresie ascunsă pe care am mascat-o și față de mine foarte bine. Iar momentul în care mi s-a declanșat a fost atunci când a murit tata, în septembrie anul trecut. Da. Oricum, eu deja de vreun an, doi, mă trăgeam de mine foarte, foarte tare, foarte tare. Nici să mănânc nu puteam. Aveai cele mai negre gânduri? Da, aveam. Recunosc. Nu, că important, aveam, da, tocmai. Aveam, am luat tratament medicamentos câteva luni, după care încet, încet l-am scos și m-am reapucat de sport. Există mai multe explicații. Există un fond genetic, după care e stres dintre acela cotidian repetat. Da. Sunt traume din copilărie, care își spun cuvântul. Mama cu Petre a avut o relație destul de tumultoasă de la început până la sfârșit. Dar ce ți-a rămas în minte din copilărie legat de treaba asta? Certurile. Da. O tensiune permanentă în casă. Cred că mi-a lipsit manifestarea dragostei. Sincer, nu mi-aduc aminte niciodată să se fi pronunțat aceste cuvinte în familie. Te iubesc, mi-e dor de tine. Lucruri de genul. Ori copiii au nevoie de vorbe. Contribuie la stima de sine. Da. Extrem de mult. Pentru că eu pe vremea aia mă simțeam neiubită. Mi-am dorit o soră, un frate, dar în mod special o soră. Pentru mine a fost o bucurie. Cum a fost relația voastră? După cum știi. Cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele. Da, așa a fost întotdeauna? Da. Deci dintotdeauna, am crezut dintotdeauna. Că în ultimul timp s-a rupt. Nu, suntem temperamente extrem de diferite. Tu în momentele grele ale vieții n-ai apelat la ea, nu te-ai dus către sora ta prima dată? Nu, niciodată. Am considerat-o întotdeauna mult mai fragilă ca aparent mine. Aparent nu e. Nu, dar e o mască. Oana este o persoană extrem de sensibilă. Prea sensibilă și eu cred că și-a pus această mască. De eu pot. Ai reușit să o cunoști fac, cu adevărat? Da, da, da. Eu pot să fac, eu sunt cea mai puternică. Lucru pe care tot așa, e un pattern familial pe care ea îl duce mai departe. Din punctul meu de vedere, din păcate. Și cumva am vrut să o protejez, adică... Dar ți-a fost teamă și de reacția ei că nu o să fie lângă mine? Că nu o să fie lângă mine? Da, cred că mi-a fost teamă și de asta. Ai simțit dezamăgirea din partea ei? Da, am simțit și o simt în continuare, pentru că mi se pare că e foarte mare păcat. Pentru că am putea avea o relație foarte bună, am putea construi ceva împreună, am putea fi prietene. Da. Mi se pare absurd, dar... Ai încercat tu să faci un pas în sensul da, ăsta? Da, am încercat. Am încercat, însă ea și-a pus așa o carapace în jurul ei. Cred că ea încă este foarte dependentă de ce spun ceilalți. Apropo de stima de sine, știi? Când ai vorbit ultima dată cu ea la telefon? Am vorbit prin mesaje, printr-o altă persoană. Acum, vreo câteva luni, când a fost mama în spital. Iar de văzut? Nu, nu m-am mai văzut de foarte mult timp cu ea. De ani de zile? Nu, a. De niște luni de zile, poate un an deja. Regretul meu e că nu reușesc să, adică din cauza acestui lucru nu reușesc să construiesc o relație cu nepoata mea, pe care eu o iubesc foarte tare, foarte tare. Și nu știu,
la faza asta chiar nu înțeleg, pentru că întotdeauna e bine în viață să ai cât mai multă lume în jurul tău, nu? Care știi că e sinceră, reală, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Doamne ferește, sau ești bolnavă, uite cum am fost eu, știi? Ce faci? Ea a știut de tine? Eu i-am spus, dar mi s-a părut că parcă nu mă crede. Dar ea a reușit să construiască o relație cu nepoata ei? Poate da? Nu, iarăși un lucru care pe mine mă uimește și pe care eu nu-l înțeleg. Repet și o să o spun până la sfârșitul vieții, eu chiar mi-am dorit o soră. Pe care, pentru că n-am avut așa cum mi-aș fi dorit eu neapărat, am regăsit-o în prietene. Iar la un moment dat ai ieșit cu niște declarații în presă despre relația pe care o ai tu cu mama ta, că nu o vizitezi, că nu o ajuți. Într-adevăr, în perioada de dinainte să mi se declanșeze mie burnout-ul la modul cel mai serios, adică la modul de a nu mă putea ridica din pat, și am propus altceva, pentru că pe mine la momentul respectiv să fac o oră de mers cu mașina până la Snagov, să stau acolo două ore și încă o oră, o oră jumate de întors, pentru mine era un efort foarte mare, plus că chiar nici nu puteam să conduc. Da. Așa. I-am propus să o ajut altfel, să stau cu fata, să a avut probleme cu căței, să am grijă de copii, să nu știu ce. Nu, ea dorea să mă duc neapărat la mama. Avea nevoie mama ta de prezența ta? Nu știu ce să spun. Mama nu este într-o stare bună, are o boală neurodegenerativă, da. Și, sinceră să fiu, nu cred că mai are foarte mult conceptul de timp, că e azi, că e mâine, că e peste un an. Nu-și dă seama foarte bine de lucrurile astea. Când a fost în spital în București, m-am dus la ea și am văzut-o. Și am stat, deci n-a fost nicio problemă. După care, tot din ziare am aflat că ea nu mai vrea să mă duc la mama, că mi-a tăiat orice acces. N-am de gând să las lucrurile așa, pentru că vreau să o văd pe mama și vreau să mă duc la ea. Dar deocamdată, sincer, nu știu cum să procedez. În ce sens? În sensul că am nevoie de acces la ea. Păi, nu cred că ar putea să-ți interzică cineva accesul. Nu știu. Da. Nu știu, nici nu, nu-mi dau seama. O să mă gândesc la chestia asta în următoarea perioadă. Ți-e teamă? Nu, nu mi-e teamă, dar nici nu vreau să creez vreun conflict, pentru că încă nu sunt 100% echilibrată. Ea uită că au fost 10 ani de zile aproape din momentul divorțului cu mama. Da. Și după aceea încă 6-7 cred că am stat în aceeași casă, când eu mi-am asumat absolut tot ce însemna cheltuieli, datorii cu care am fost lăsate, starea foarte proastă emoțională a mamei. Eram mamă singură, aveam un job foarte mâncător de timp și solicitant, pentru că lucram în televiziune la momentul respectiv și în presă, și lucram câte 12-14 ore pe zi, câteodată și sâmbătă. Moment în care eu nu prea am văzut-o pe acolo. Și eu cred că și într-o prietenie și în viață sunt momente în care poți să faci curândul. Da. Te simți că ar fi momentul că ai să da, faci curândul. Da, da. Ce înseamnă mama ta pentru tine? Mama înseamnă foarte mult pentru mine. Și cu toate că n-am avut o relație extrem de apropiată, nu s-a creat legătura aia. Relația mamă-fică? Da. Deloc, deloc, deloc. Nu deci am o explicație. O iubesc. O iubesc și o respect și cu siguranță în momentul în care nu va mai fi o să sufăr foarte tare. Însă nu există acel bounding. Cum ai reacționat când ai aflat diagnosticul mamei tale? Să zic că într-un fel mă așteptam. De ce? Pentru că a avut o viață extrem de grea din multe puncte de vedere.
pentru că s-a consumat foarte mult, pentru că a fost supusă la foarte multe șocuri, stresuri și cred că nu este ușor ca femeie să fie aruncată la gunoi, pentru că știu că sună dur, dar așa a fost cum a fost ea aruncată după 34 de ani de căsătorie. Am văzut-o de pe atunci că tristețea și supărarea nu o să treacă. I se vedea în priviri, indiferent de ce ar fi făcut, ce am fi făcut, felul în care am încercat să trag de ea ca să iasă din stările alea și nu s-a putut, efectiv, n-a mai dorit. E dificil să ai o mamă depresivă. Ai simțit că mama ta a fost depresivă? Da. Toată viața? Toată viața a fost. Cred că nici nu a fost băgată în seamă și nici luată în serios. Și din păcate nici nu s-a tratat așa cum ar fi trebuit, adică la un specialist. Deci tu zici că Petre Roman, că inevitabil, Petre Roman a fost cel care nu a realizat ce se întâmplă cu mama ta, nu a sprijinit-o și nu a ajutat-o. Nu, n-a ajutat-o. Simțind că e un om în depresie. Exact. Și de aici și supărarea inițială și acum indiferența mea. Față de el. Față de el, pentru că nu e vorba că au fost căsătoriți sau că el rămâne obligat pe viață la modul ăla, că există obligație. Mie mi se pare că noi toți am fost, cum să zic eu, cumva orbiți de personajul fermecător în aparență, deștept cu adevărat, cultivat cu adevărat, și nu ne-am dat seama că acolo există o lipsă de empatie care se apropie de patologic. Viața alături de el te-a făcut pe tine să nu-ți dorești niciodată să te căsătorești? Să știi că foarte mult timp n-am acceptat acest lucru. Așa, dar acum îmi dau seama că da, cred că am avut o teamă de frica de abandon. Frica de abandon. Da, ca să o spunem pe a dreaptă. Stai că abandonul lui... Era divorțat de mama ta când tu deja erai adult cu copil și... eram adult, dar... Simțeai că o abandonează în fiecare zi, într-o formă sau alta? Da, într-un fel sau altă, nu era foarte prezent, știi? Nu era implicat cu adevărat. Știu că ai avut o relație foarte apropiată cu tatăl tău. Da. Păi mai am aminte de el de când eram foarte mică, ceea ce înseamnă ceva și... cred că înclinația către arte am moștenit-o de la el. Ai altă energie când vorbești despre tatăl tău. Știu. Cu totul altă energie. Te simțeai mai bine acolo. Da. Îți plăcea să-ți petreci timpul mai mult în familia tatălui tău. Da, recunosc. De ce să spun că nu? Da. Mai ales că el, scuză-mă, el cu soția lui a avut o relație extrem de armonioasă. Ceea ce poate, nu vedeai în partea cealaltă. Ceea ce nu vedeam în partea cealaltă. Și poate din motivul ăsta. Obișnuia să-ți spună te iubesc, să te îmbrățișeze? Da, tot timpul. Și tu simți că din momentul în care el nu a mai existat, tu n-ai mai avut parte de te iubesc, vă la sincer și de îmbrățișare? Da, cred că din cauza asta m-a afectat așa de tare. M-am simțit singură. Brusc m-am simțit singură pe lume. Până nu de mult... mă trezeam ziua că vreau să pun mâna pe telefon să-l sun. Acum s-a mai atenuat un pic suferința, dar îl am în mine și cred că asta e cel mai important. Catinka Roman a povestit și care au fost motivele ce au determinat-o să se retragă din lumea modei. Am fost dezamăgită de tot ce înseamnă mediul de modă din România, inclusiv de oameni. Și o să dau un exemplu concret. La ultima prezentare pe care am avut-o, unde a fost full de altfel, adică multă lume, n-a venit niciun coleg de breazlă. E invitat? Da. Cine ți-ai fi dorit să fie prezent și n-a venit? Nu știu, botezatul, Răzvan Ciobanu, Dumnezeu să-l ierte, Ștefan Pelgăr, la fel, Adina Buzatu, o grămadă de lume. Dar ai primit un răspuns? De nu, ce nu? Nici măcar. Nici măcar. E un mediu extrem de superficial, unde prietenile serioase și adevărate se leagă foarte greu, că totul funcționează pe bisericuțe. Pentru mine, în viață,
e mai important să leg prietenii și legături reale. Și ai simțit că nu este cazul în lumea asta? Nu, modei așa România. Am simțit. Dacă nu joci jocul, nu faci parte din el. Și dacă joci jocul, la un moment dat poate fi periculos pentru tine? Da. Avem atâtea exemple, din păcate, din ultimul timp. Da, poate fi foarte periculos și dacă nu stai foarte, foarte bine cu psihicul, lucrurile de genul te pot dărâma foarte tare. Dar ce te poate dărâma? Ce se poate întâmpla? Poți să fii foarte sus, așa, da. După care, din aceleași motive, poți să fii foarte jos. Și în momentul în care ești foarte jos, dispari, devii invizibil pentru toată lumea. În presă au apărut foarte multe articole despre tine de-a lungul timpului, sunt zeci de ani. Care articol te-a deranjat pe tine cel mai mult? Cred că cel mai tare și cel mai tare m-au deranjat lucrurile astea. Că a trebuit permanent și permanent s-a speculat fata lui, până și în ziua de astăzi. Când este un articol despre mine sau chiar și despre Stormea și despre Calina, fata lui, nepoata lui. Cred că asta m-a deranjat extrem de mult. Asta a fost o piatră de moară pentru mine. Cu cel mai mare neadevăr? O, Doamne, s-au scris atât de multe că nici nu mai știu acum să-ți spun. Sau care te-a deranjat cel mai mult? Uite, mie îmi vine în minte unul care mi s-a părut ciudat la vremea aia și nu l-am înțeles. Nici nu mai știu dacă tu ai răspuns. Că ai fost acuzată de furt. O, dar am fost acuzată de furt de multe ori. Eram într-un anturaj foarte ciudățel, așa. Am aflat după aceea că mare parte din ei dădeau tot felul de articole la ziare. Mi s-au întâmplat și mie în casă să mi dispară lucruri, bani. De fapt, pe vremea respectivă nici nu țineam foarte mare cont. Cumva să preîntâmpine, da, 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 știi, niște repercursiuni ale faptelor lor. Anturajul acesta te-a dus și în lumea drogurilor vreodată? Dacă am fost în anturaje de genul, și da, dacă am fost. Și dacă ai încercat vreodată? Da, dar drogurile și ceva foarte rău. Ai reușit să te oprești la timp? O, da. Trăim ceva îngrozitor, apropo de droguri. Și mi-este foarte teamă pentru tineri. Ți-e teamă pentru fiica ta? Da, mi-este. Mai ales că ea umblă în anturaje destul de mondene. Ți-a fost greu financiar vreodată? Tot timpul. Am trecut de foarte, foarte mult timp de perioada aia în care îmi doream haine de brand. Am avut și am perioade în care nu merge bine. Și presupun că în perioada asta oricum n-ai putut să lucrezi, nu, tu având... Nu. Deci nu am putut. Te-ai folosit de economii sau de ajutorul prietenilor? Bă, economii ca artistă ce sunt, nu prea. Așa. M-am folosit și de ajutorul prietenilor, am mai lucrat câte puțin tel așa cât am putut, m-am descurcat da, cât de cât. Eu nu sunt dependentă de bani. Pentru mine, dacă am 5.000 de lei în buzunar sau 5 lei, lucrul ăsta nu-mi schimbă starea.